Uite, de la munte! Fica lui Adrian Minune se distrează de minune în timp ce tatăl ei este mai îngrijorat ca niciodată. Mama lui Franco, Laura, a spus tot adevărul. Și locuiește? Da, este băiatul meu, Francesco. Nu dăm interviuri, nu nimic, da? Dar ce spuneți despre ce se aude? Nu putem să spunem nimic. Dar ați vorbit cu el astăzi? Nu, nu am vorbit. N-ați vorbit cu el? Unde e? Ce știi? La munte! Cu fata e plecat la munte? Dar și când se întoarce? Sunt împreună de mult? Ați vorbit cu Franco acum? Sunteți supărată? De ce a făcut gestul acesta să o răpească? Ce spun bunicile lui Franco despre fapta nepotului lor? Nu știu, mamă, de ce pui atâtea întrebări dacă eu nu știu vii de la cimitir, mi-a murit băiat. S-a venit poliția la noastră. Păi da, doamna, a venit ieri să-l treabă, ieri poliția, să vadă unde, unde este domnul să știu. Am putut copii și acum poate fi la bine. Sunteți supărată pentru că fiul noastră a plecat? Ce este sufletul noastră acum? Vă rog frumos, lăsați-mă, că n-am ce să discut, vă rog frumos, n-am ce să comentez. Dar ați vorbit cu Franco astăzi? În ultima vreme se pare că Franco s-a îndepărtat și de prietenii lui. Când ai vorbit ultima dată cu Franco? Nu, de mult n-am mai vorbit. De pe știi la televizor. Că împreună? Se poate, da. De ce? Dar era cineva împotriva relației sau de ce? Păi nu știu, că din câte am înțeles și eu, bă, prin articole că ar fi tăicăsul care nu i-ar fi convenit. De ce n-ai vorbit? Relația? Nu știu, pentru că ea are viitorul frumos înainte, nu? E vorba că e încă minoră și nu treia să facă pasul ăsta. Băiatul ăsta a stat o perioadă aici locuiește el de când era copil și pe urma, nu știu, s-a mutat din cartier. Ce mașină are Franco? Eu nu cred că are el permis. Franco, de ce treci? Nu știu, l-ajută părinții. Da.